Echipa României a fost repartizată în grupa A campionatului european de fotbal, care se va desfășura în Franța în perioada 10 iunie-10 iulie 2016. Tricolorii vor evolua chiar în meciul de deschidere al competiției în compania țării organizatoare Franța, pe 10 iunie de la ora 22 la Saint-Denis. Următoarele jocuri urmând a le susține pe 15 iunie de la ora 19 la Paris cu Elveția și pe 19 iunie la Lyon de la ora 22 cu Albania. Despre componența grupei și șansele de calificare ale României în faza următoare a competiției a vorbit și Romulus Gabor, fost internațional care a evoluat la turneul final din 1984, unde reprezentativa țării noastre a evoluat în premieră, fostul internațional declarând pentru ziarul hunedureanului următoarele. Consider că avem prima șansă la ocuparea locului 2 în grupă și să ne calificăm în optimi. Cred că putem depăși Elveția în meciul direct. De asemenea, după părerea mea, faptul că jucăm în meciul de deschidere cu Franța ne avantajează, pentru că de obicei aceste meciuri se termină la egalitate. Apoi pe Albania ar trebui să o învingem fără mari probleme. Sunt optimist în ceea ce privește evoluția băieților. Fost jucător de legendă la Corvinul, Gabor a evoluat în echipa națională a României în 35 de jocuri și a înscris 2 goluri între anii 1981 și 1986. Cangurul, așa cum este poreclit român, Romulus Gabor a evoluat atât în preliminarii cât și la turneul final de la Euro 1984, care a reprezentat prima participare a României la o astfel de competiție.